Colegii mei de suferință în Malta, 9 cupluri, în cupluri în general, unul din ei mai cunoscut, și aici nu mă refer la Emi, și celălalt soția, soțul sau logodnicul, logodnica din dotare. Power Couple este un proiect foarte fain, Antena 1, am avut onoarea să-l prezint. Este un concurs, nu e nici America Express, nu e nici Șef la cuțite, nu este nimic din ce ați mai văzut, pentru că este real o probă de cuplu. Conține și bani, e pe bani, dar este și foarte, foarte greu ca și concurs. Am adus toate cele 9 cupluri în platou să-i cunoaștem mai întâi și să-și mai verse din amarul pe care l-au strâns într-o lună de stat ca într-un cantonament sportiv undeva pe o insulă din Malta. O să trec pe la fiecare în parte, pe unii cunoașteți după față, pe alții ați văzut deja online, pe alții nu-i cunoaște nimeni și aici mă refer. Salut! 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 Nu te uite în partea aia, că nu-mi dau seama. Întâmplător! Emi, dragii mei, proaspăt întors din... Din ce? Nu ați fost în vacanță? De miere cumva, dar okay. Vacanță îi spunem. Ați postat de toți banii. Emi, n-am știut lucruri despre el, le-am descoperit în Power Couple. Eu l-am văzut altfel în echipa asta noaptea târziu și acum am descoperit un alt Emi. Nu vreau să divulg secrete, dar să știți că soția lui... Așa. Este o femeie foarte puternică. Și aici mă refer... Da. La, nu numai la partea fizică, ea e puternică oricum fizic, dar mental. Ea e șeful în casă. Eu mă mir că n-ai venit astăzi îmbrăcat în altceva decât pantaloni. Păi nu, mi-a dat cu listă. Cum să? Zi-mi cât de greu ți-a fost să convingi să vină într-un astfel de proiect. Ideea este că... Ea nefiind persoană publică. Da, ea nefiind persoană publică și nefăcând parte din zona asta, ea și-a dorit foarte mult când i-am propus eu proiectul. Eu am spus la mișto, uite ce mi-au propus să facem asta, și a spus, ce tare! Opa! Și zic, ești sigură? Da, și apoi am încercat eu cu timpul. Băi, bine, nu cred că e ok. Nu e pentru noi. Nu e pentru noi, nu vreau. Și nu vreau, aia e. Preferița zburătoare, exact. După numele ei din acest show dat chiar de Emi, o să vă arate și o altă latură a femeii din 2023. Mulțumesc! Ei sunt neamuri, nu știu dacă știți, nici n-a fost corect să-i luăm în același proiect, dar n-am putut să... Na, Nathan Ticu n-avea cu cine să stea acasă și l-am luat și pe el. Bună, da, Lizzie. Exact. Mulțumesc. Bună, Dani. Aceeași întrebare și pentru tine. Nathan Ticu, nefiind o persoană publică. Așa, da, corect. Cum l-ai convins? A fost foarte greu, foarte greu. Până la urmă, săracul se plictisise să stea acasă și n-a știut că urmează să vin și eu. Și uite, așa am ajuns amândoi în acest concurs. Nu, glumesc, îți dai seama, dar banii. Banii, nu? Banii. Același motiv ca și... Și uite că Power Couple ne-a legat foarte mult. Da, da, pe exact. Voi doi. Perechile lor sunt cu treabă, deci chiar muncică, cine trebuie să muncească. La Lizi și la Nathan Ticu, dacă... Bă, rog. E ca un cântec de muzică populară, Nașa și cu Finu. Mi se pare... E... Exact, da, da. Eu nu știu ce ați făcut în Malta, mă, atâta timp. Deci n-au fost cuplu. Ne-am distrat. Nu, e nevasta lui Nathan Ticu. A fost super. Eu știam, dar mă gândeam că s-a mai schimbat ceva între timp. Nici nu bate până. Mai e un cuplu, nevasta lui Emi și Nathan Ticu n-au venit. Nu, nevasta lui Emi și nevasta lui Lizi. Sunt ceilalți. O să vedeți adevăratul Nathan Ticu. De câte ori te uiți la Nathan Ticu și la Lizi, ți se pare că vor divorța în 6 minute. Deci ei... Orice probă le dai, ăsta are ochii mari. Dar nu, deci nu vreți să vedeți reacții, de-abia aștept să vedeți materialele, să vedeți reacții ce am avut acolo la probele alea nebune, nebune de tot. De unele mi-a fost rușine și mie. Bun, îmi mulțumim. Dă mai departe microfon. Bună dimineața, bună dimineața. Oana e la radio. E vocea Oanei de dimineață. Yeah. Ce ați întreprins? Stai că te auzim și pe tine, baby, în curând. Stai așa. Baby. Noi cu Ana am mai lucrat pe niște proiecte, trebuie să recunosc că am descoperit-o și altfel. Ea este o ființă foarte motrică, sportivă și da, avem și probe foarte fizice la Power Couple.
Zim cât a durat ședința dintre voi înainte de a pleca la Power Camp. Băi, cred că ar trebui să schimbăm un pic locurile, pentru că el este cel care a tras de mine. Atunci să facem asta de la început. Eu nu aș fi vrut să fac nimic din ce înseamnă TV. Mi-am schimbat părerea între timp. Mă speria un pic ideea de televiziune. Da. Mai ales că am trecut și printr-o perioadă mai dificilă și cumva am simțit nevoia să stau safe, da, ascunsă. Și te înțeleg. Sub o piatră, da. Așa că povestește tu cum m-ai convins să povestește facem asta. Povestește tu, baby. Bună. Vocea ta minunată de dimineață. Mai întâi, confirmă că Oana are sprâncene și nu... Da, Oana are și expresii și sprâncene. Mi-a pierdut un par și mi-am meciuit părul cu părul ei. Am uitat în Malta. Ok. Mie mi s-a părut o oportunitate bună pentru noi să ne descoperim relația, mai ales că era fix la început. Cred că în momentul în care am aflat de show eram de 7 luni împreună. Ceva de genul. Ceea ce, nu știu, mi se pare o oportunitate nice să faci chestia asta la începutul relației și să ajungi să-ți cunoști partenerul sub forma asta. Da, e și un probe, risc. Normal e că e și un risc, că asta am zis, că dacă câștigăm, ne despărțim. Ca să termin, știi cum e în viață. Rămâne în aer această întrebare. Da. Cine a câștigat Power Cup? Delia și Lino, tot între cuplurile mai tinere, și nu mă refer neapărat la vârstă, mă refer la faptul că nu se știau nici ei de mult când ne-am cunoscut. Da, de un an... De un an și jumătate ne știam. Așa. Între timp a apărut și un inel, semn că a fost bun concursul la ceva. Foarte bun. Arată-l că am dat bani pe el. Fote, asta e pentru tine. Nu, că și la 70 de ani e ok. Deci semn că v-a prins bine. Foarte bine, da. Ok. O să vadă oamenii... Pe tine nu te cunoaște lumea, deci o să te vadă în sfârșit. O să mă cunoască foarte bine la emisiune. În toate felurile, spânzurată, capul în sus, capul în jos. Fetele sunt foarte des în colanți, ceea ce nu ne deranjează, dar problema este că și unii băieți au venit în colanți la unele probe. Sărim pe Lino, că nu pot să mă uit la lanțurile lui. Am înțeles ce ai vrut să zic. Da. Mai zi. Lanțurile. Noi ne vedem la sală. Ți-a luat mult să o convingi? Nu. Mergem? Da. Bine. Așa e, la tineret așa e. Mergem? Da, bine. Perfect, am plecat, hai. Dă microfonul mai departe. Pe soția lui Celebel. Da, bună dimineața. Am văzut-o acum foarte mulți ani într-o reclamă și de atunci noi nu am mai văzut-o, pentru că Celebel e un nenorocit și a ținut-o închisă. Ba chiar a mutat-o la un moment dat în altă țară, ca să nu ne-o arate. Ia, zi ceva. Ci al meu e pus deoparte, știi? Și acum uite că a venit această emisiune în care v-am dat voie să o vedeți și să o cunoașteți. Și a fost tare experiența, să știi, după cum ai văzut. Echipa s-a îndrăgostit de soția ta, pentru că este un om pe care l-am descoperit în fiecare zi altfel și ne-am dat seama cine-i stâlpul familiei. Ne-am crezut că l-a tatuat și cu barbă era... strong în familie, dar de fapt nu era chiar scutul, așa. Nu, eu sunt doar scutul de... Eu preiau tot ce se poate prelua, adică da. Puteți să loviți cum doriți, aici este șefa. Mulțumim tare mult că ați venit, a fost o bucurie. Mergem la familia Iacob, serioși ca întotdeauna, zici că este la masa juriului. Poți să-i dai microfonul Cristi, te rog? Mulțumesc. Cristi și Gabriela, doi oameni foarte faini. Pe Cristi poate l-ați văzut doar în rol sau doar la masa juriului. O să aveți ocazia să-l vedeți și altfel, și supărat, și râzând, și poate plângând, nu știi niciodată. De toate. Cum vi s-a părut luna petrecută împreună? Grea, dar foarte tentantă, foarte mișto. Adică sunt lucruri pe care nu le facem fiecare zi. Și te lupți cu niște lucruri în tine însuți. Să renunți la niște lucruri, trebuie să-ți dai seama care sunt limitele tale, dacă le poți depăși sau nu. Niște chestii foarte frumoase. Cred că ați avut ce povesti când v-ați întors, Gabriela? Da, ne-am povestit unul altuia. Ce ai făcut, mă? Nu, cu adevărat o experiență foarte frumoasă și foarte... care ne-a pus împreună așa, ne-a adus mai mult și decât... paradoxal ne-a unit, pentru că până la coadă în restriște se vede o prietenie, nu așa la un chef, bine, toți la chef bine... suntem toți prieteni, dar da. Cum stau aia ca patru cioroi pe o baligă pe cuvântul e rolul lor.
tine, Cristi. Așa stăm toți? Așa stați toți și voi. No. Bine, o să-mi revizuiesc atitudinea, Florin. 5 puncte. Straight from Galați. Da, ăsta cred că-i Bălanca. 5 points for coreografii. Eu sunt Ozana. Mulțumim, mulțumim. Vă rog să pasați microfonul. Blenche! Ia zi, Dani. Familia Blenche. Blenche. Acești doi oameni au lansat niște vorbe care vor rămâne în spațiu, în univers, dar nu le pot divulga de acum pentru că au stilul lor de a comunica. Nu știu că vorbim din atât de puține cuvinte. Și atenție, doar par lenți, se pare că la jocuri și concursuri sunt mai iuți. Ai văzut? Cel mai greu pentru voi, o lună departe de copil. Copilul proaspăt, se zice. Da, chiar a fost greu, dar a fost și super mișto. Ne-am simțit super bine, nu? Da, nu știu de ce ne șantajează iarăși Dani acum cu copilul. De ce faci asta din nou? Am zis că, na, să, mai, emoțional. Să rămână imaginile aici, ca să știți că ne pare rău tuturor, dar am făcut un lucru fain și ne-am întors și acum apreciem altfel minutele împreună cu copilul după luna aia. Mulțumim tare mult, mai am mult timp. Merge la Ana care... Nici la noi nu mai are mult timp. Bună dimineața! Bună dimineața! Avem o întrebare dimineața, pentru cuplul ăsta noi. Vă rog, vă rog, aici. În promo, Ana îi spune lui, ea este cea care spune, ți-am zis că fac tot și udă din cap până în picioare și Tudor cu capul în pământ, el era... Tu erai. Ia e, mă. Am înțeles. Ia e, mă, da. Nu că pe ea am văzut, nu știam dacă ești tu sigur acolo. Nici eu nu l-am recunoscut. Da, și dacă e adevărat că Ana îl toca la cap. Nu, deloc, niciodată. În show-ul ăsta, am să vă spun despre mine, nu este ceea ce credeți. Nu e ceea ce pare. Nu e nimic ceea ce pare. A rămas vorba asta și probabil vom tot avea promori cu Ana care zice, puteai să investești în mine oricât, pentru că e un show cu investiție, făceam orice. Da. Ce vreau să zic? Dacă prin februarie, când trecem de episodul 2-3, apare o asociație care vrea să protejeze animalele pe cale de dispariție și pe Tudor, pe Emi și pe Sorin al Daianei, să știți că este foarte corect și normal. Avem nevoie de asociație, sunt trei bărbați abuzați, clar, se va vedea la televizor. Dați microfonul mai departe, Daiana. Sorin, bună dimineața, bine ați venit pe la noi. Bună dimineața. Deci nici măcar nu înțeleg ce vrei să insinuezi. Nu? Eu nici nu mă bag. Uite-l cât e de drăguț și cât de bine arată, acum sincer. Da, și pare în continuare nebătut. Ceea ce n-a fost chiar așa în luna aia. Cum vi s-a părut luna în Malta? Intense din toate punctele de vedere, cea mai frumoasă experiență, mult peste toate așteptările noastre. Mulțumesc! Atât timp am pentru 18 oameni, 9 cupluri și PR-ul mi-a trimis pe toată lumea dată. Puteau să trimită câte 3, că vorbeam mai mult. Ce e fain este că avem un show nou la început de an, că veți vedea și altfel oameni pe care i-ați văzut în mod obișnuit la televizor sau online și le veți vedea și perechile care de obicei au stat ascuns. Mai avem o întrebare. Noi luăm o scurtă pauză. Avem o întrebare. După pauză, Florin va formula o întrebare. Ne vedem.